Deschiderea oficială a zilei comunității a avut loc pe stadionul din satul Berislăvești, unde au participat alături de localnici și personalități din viața politică și administrativă a județului. Piesa asta o cântăm la plăcerea lui Iulica. Bună ziua și Hristos a înviat! Mă bucur tare mult să fiu alături de dumneavoastră în această zi frumoasă, cu soare sperăm noi până la final. Ionela Petria este numele meu și mă bucur tare mult să fiu gazda sărbătorii localității dumneavoastră, sărbătoare organizată cu atâta pricepere de domnul primar Nicolae Popescu. Mă bucur tare mult să vă văd aici în preajma mea. Suntem convinși că ne veți rămâne alături până la final. De ce? Pentru că domnul primar, împreună cu conducerea localității Berislăvești, a pregătit pentru dumneavoastră momente de excepție, de aceea vă îndemn să rămâneți alături de noi până spre seară. N-am să vorbesc foarte mult de la început, am să-i dau cuvântul celui care a organizat acest eveniment, așadar am să-l invit alături de mine pe domnul primar Nicolae Popescu. Merit aplauzele dumneavoastră, pentru că a pus suflet în tot ceea ce o să se întâmple în această zi frumoasă. Domnule primar? Mulțumesc, domnule șefe. Hristos a înviat. Mă bucur că sunteți prezenți în număr foarte mare. Astăzi, la zi de sărbătoare, mulțumesc și bunului Dumnezeu că ne-a permis timpul, o zi frumoasă. Mă așteptam să plouă, dar e foarte bine că nu plouă. Și aș dori să încep prin a ura la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, cei care sărbătoresc împlinirea a 50 de ani de conviețuire, tinerilor care au împlinit sau urmează să împlinească frumoasa vârstă de 18 ani, cărora le spun să rămână cât mai mult timp copii, pentru că e cel mai frumos să fii copil, și având în vedere că alături de noi ne-au onorat cu prezența foarte multă lume, aș dori să-l invit pe domnul Constantin Redulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea. Aș dori să invit de asemenea alături de mine pe domnii consilieri județeni, să-i mânez și o diplomă de excelență pentru întreaga activitate în cadrul comunității, pentru contribuția extraordinară adusă dezvoltării acestei comuni. Și de asemenea aș dori să-l invit lângă mine pe un fiu al satului, un consătean al meu, domnul Cosmin Constantin Herescu, căruia de asemenea aș dori să-i înmânez o diplomă, domn primar. Mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru comună. Hristos a înviat! Dragi prieteni, oameni buni și frumoși de aici, din Berislăvești, cel care vă vorbește, Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, are mare emoții. De fiecare dată. De 25 de ani aproape vin în această frumoasă localitate, alături de prieteni dragi, alături de oameni deosebiți, de oameni care au ajutat comunitatea, de oameni care au făcut și fac fapte bune pentru această localitate care s-a dezvoltat și este una dintre cele mai frumoase din județul Vâlcea. Și pentru asta îi mulțumesc din suflet celui care îmi este ca un frate mai mare, aproape îl percep ca pe un membru al familiei, pentru că împreună am construit și am făcut fapte bune pentru Berislăvești și vă rog să-l aplaudați pe Neluș Bușagă, primarul dumneavoastră. De asemenea, Nicu Popescu, vino în dreapta mea aici, un tânăr care își face treaba și este la fel de votat, a și avut de la cine să învețe meserie și vă rog să-l aplaudați. Astăzi este o zi importantă pentru dumneavoastră, pentru că astăzi este vorba despre comunitate, despre recunoștință și despre fapte bune. Vreau să vă felicit pentru toate faptele bune pe care le-ați făcut pentru comunitate. Îl rog pe bunul Dumnezeu să vă țină sănătoși pe toți și să continuați să faceți fapte bune pentru comunitate, iar eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Vâlcea, vă asigur că voi continua să fac fapte bune și voi continua să pun umărul
la modernizarea și dezvoltarea localității. Se apropie înălțarea. Se apropie înălțarea și vom vorbi la înălțare despre Dumnezeu și despre eroi. Vă doresc, dragi prieteni, ca Sfânta zi de înălțare să vă găsească sănătoși și Dumnezeu să vă aducă numai vești bune. Vreau să felicit pe organizatori pentru ce au făcut astăzi aici și pentru atmosfera frumoasă. Sunt convins că astăzi oamenii se vor simți bine, că va fi vorba despre bucurie și până la urmă tot ceea ce se întâmplă aici este organizat în semn de respect și prețuire pentru cei prezenți. Dumnezeu să vă dea sănătate, Dumnezeu să vă dea viață lungă și să nu uităm un cântec popular românesc, un imn aproape. Să ne ajute Dumnezeu ca iarba rea din hol de piară, piară dușmania în țară. Doamne ajută, multă sănătate! Pot să vă spun că toate proiectele realizate și care dumneavoastră le vedeți, vedeți drumurile asfaltate, prin toate colțurile comunii, 32 de drumuri la asfalt și două grădinițe, una cu program prelungit și una cu program normal, s-a putut realiza mandatul meu de cel 2 ani de zile, 2016-2018, lucruri frumoase pentru comunitatea din Berislăvești. De aceea rog ca toți salariații comunii Berislăvești, ai primării Berislăvești, consilierii locali, să-și depună tot efortul împreună cu domnul viceprimar, cu atribuțiuni de primar, pentru realizarea de noi proiecte. Pentru că cele vechi, vă spun că într-un an de zile se încheie. Și aici trebuie din nou să muncim și cu ajutorul domnului președinte și a consilierilor județeni să realizăm din nou alte programe, încât comuna Berislăvești să nu stagneze, să înflorească în fiecare zi. Principalii artiști ai zilei festive au fost elevii care au obținut locuri fruntașe la diferite concursuri școlare, locuitorii care au împlinit venerabila vârstă de 90 de ani în anul 2019, cuplurile care au atins 50 de ani de la căsătorie și tinerii din localitate care au sărbat majoratul. Pe scena amplasată pe stadion, elevii școlii gimnaziale Berislăvești au prezentat un frumos spectacol de cântece și dansuri populare. Petrecerea a continuat cu recitalul soliștilor Cosmin Herăscu și Ionela Petria, cu un concert de muzică populară al formației Imperial, iar seara pe scena urca Niculina Stoican. Evenimentul organizat de administrația locală din Berislăvești s-a încheiat cu un foc de artificii.